Vin vești bune pentru Horeca. După 2 ani în care industria nunților a fost pusă la pământ, din luna mai autoritățile ia în calcul ca evenimentele să fie organizate la capacitate maximă. După aproape 2 ani de restricții, guvernul ia în calcul ridicarea stării de alertă, o spune ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Astfel, în următoarele săptămâni, este posibil să ne întoarcem la normalitate și să ne putem organiza cele mai importante evenimente din viața noastră la capacitate maximă. În cazul ăsta revine și economia, revine și celelalte instituții vor avea un cuvânt mai greu de spus în cazul acesta. Deci totul se trece la normal, revenim la normalitate. Însă, să sperăm că totul va fi bine. Cât de mult credeți că a afectat pandemia industria nunților? Îngrozitor de mult. Nu numai nunți, ci și celelalte evenimente, cu atât mai mult cu cât cunosc multe cazuri care au tot amânat acest lucru datorită acestei pandemii nenorocite. Să sperăm că se va încheia totuși și vom trece, așa cum am spus, la normalitate. Bine ar fi, să dea Dumnezeu să fie așa. M-aș bucura să fie. Cât de mult credeți că a fost afectată industria nunților de pandemie? A fost destul de mult. Multe nunți au fost distruse de pandemia de COVID-19, iar industria Horeca a fost pusă la pământ din cauza restricțiilor impuse. Sălile de evenimente erau goale, furnizorii în pragul falimentului, iar tinerii care voiau să se căsătorească nu știau ce urma să se întâmple. Să facă la capacitate normală, că omul plătește niște bani, mă rog frumos, are cheltuie ceva și vreau să scoată măcar ce cheltuiește. Cât de afectată credeți că a fost industria nunților de pandemie? Foarte afectată și industria și noi ca personal și stresul de asta este, a intrat lumea în panică și mulți acum au stres. Acolo sunt de acord, pentru că foarte mulți și-au programat nunți, botezuri. Oamenii nu au putut să le organizeze și eu sunt de acord cu la capacitate maximă. Primăvara anului 2022 vine cu vești bune pentru toți românii. Autoritățile vor renunța la starea de alertă, ceea ce înseamnă că vom scăpa de multe restricții. Astfel, ar putea fi eliminată și obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice și în locurile aglomerate. Din aprilie, este posibil să ne mai acoperim gura și nasul doar în mijloacele de transport în comun.